Tocmai ne-am întors de la campionatul european din Austria, care s-a desfășurat în perioada 24-29 octombrie. Din Câmpulul l- am plecat un lot de șapte sportivi. Pot spune că ne-am întors cu niște rezultate excepționale. Este prima oară când suntem foarte încântați de rezultatele care au fost aduse. Țin să prezint în continuare sportivii care au făcut parte din echipa mea și le invit lângă mine pe Enache Romeo, elev de 14 ani, care anul ăsta s-a întrecut inclusiv pe el, reușind trei titluri de campion european, pe cele trei stiluri, Kiglai, Lai like, Contact și Semicontact. Este un sportiv un pic care să văd mai mult pe forță, dar pe cele trei stiluri a reușit să, să impresioneze arbitru, arbitrii, inclusiv pe el s-a impresionat în cele trei, meciuri, cele trei stiluri pe care le-a avut. Ținând cont că a avut cele mai mari piramide de șapte sportivi, Bun, este un copil care promite mult. Sper să reziste stresului de aici, de la noi, de la sala. Bravo. Bun, îl avem pe Mo Moise Eduard. El este un de 17 ani, este prima oară când participă la o competiție așa de mare. Sunt sigur că emoțiile și-au spus cuvântul, reușind totuși să câștige pe toate cele trei stiluri, dar mulțumindu-se cu locul 2 și două de locul 3, niște rezultate, eu zic, foarte bune, ținând cont că nu ajunge oricine la astfel de campionate. Este și mai proaspăt venit în sală, lipsa de experiență și emoțiile și-au spus cuvântul. Dar el este foarte mulțumit de rezultatele pe care le-a le obținut. Bravo, Edi, și mult succes! Bun, cea mai mică sportivă de la noi este Andreea Focșanu, care anul ăsta este, din ce am înțeles este ultima oară în care participăm pentru că se va modifica listele și se pot, pot participa doar sportivii cu vârsta de peste 13 ani. Are de rezistat 2 ani, o să reziste aici și după aia o să facă senzații din nou la celelalte campionate. Anul ăsta a reușit două medalii de aur, pe light like contact și pe semicontact. Este una din cele mai bune sportive pe care le-am văzut eu, pe unde m-am plimbat la vârsta de 10 ani. Felicitări, Andreea, și mult succes! Bun, Neacșul Andrada. Ea este mai, mai motiv așa la fel pentru ea este prima oară când părăsește țara și merge la competiții în afara țării. A mai avut un campionat european în România, unde a reușit și acolo. Acum pot spune că eu i-am spus că mai multe emoțiile și-au spus cuvântul, nu s-a regăsit. Pe trei stiluri n-a reușit decât două medalii, una aur și un bronz, dar din nou, pentru noi faptul că urcăm pe podium este ok. Eu n-am știut eu ce să spun, din cauza faptului că emoțiile ei, este o fată foarte bună, în țară merge foarte bine. Acolo la campionat, nici nu s-a regăsit, de ce n-a mers pe toate trei stilurile să urce pe podium. La stilul care l-a pierdut, fiind prea multe, n-a reușit să câștige podiumul și a fost învinsă înainte să atingă podiumul. Felicitări Andrada și mult succes! Stefan Eric 14 ani este un sportiv destul de talentat, câteodată dă pe afară. A făcut senzație și el la anul ăsta, reușind două de aur și una de argint. Putea să ia trei de aur, dar s-a mulțumit cu două ca să nu fie foarte bun pe lângă noi. Eu așa i-am spus și acolo, ceva nu i-a mers lui bine, dar putea, dacă se concentra mai mult, putea mai mult, corect. E corect? Da. Ai putut să vor. Da? Deci, din nou, pot spune că am selectat niște sportivi foarte bine pregătiți și să văd rezultatele. Felicitări și mult succes! Ivașcu Șerban, la fel este a doua oară când părăsește țara la un campionat, reușind și anul ăsta, ca și anul trecut, să câștige locul întâi. La fel ca și la Andrada, nu i-am toate cele trei stiluri, pe unul pierzând înainte să câștige podiumul, dar a reușit pe celelalte două, este încântat ca și noi și ca toți cei din România, de acolo de la competiție, în care toți am fost mulțumiți de rezultatele care au fost obținute și arbitrajul a fost destul de corect, nu avem ce să reproșăm la acest campionat. Bun, Șerban, succes în continuare și felicitări! Bun, ce pot să spun despre mine? Deja mă cunoaște lumea, sportivii au încredere în mine și cred că și din cauza asta urmează toate sfaturile pe care le dau. Am reușit și anul ăsta să mă impun în fața multor sportivi, cu toate că am promis că nu o să mai particip. Am observat că pregătirea mea este destul de ok și am hotărât să mai particip și anul ăsta. Nu știu ce se va întâmpla la anul, spun și acum că nu mai particip, dar Cred că o să fie o surpriză din nou. Locul 1 pe Kiglide, 2 pe Semi Contact și încă un loc 2 pe Light Contact. La mine urmează pauză un an de zile, iar la ei deja în decembrie avem o competiție cu centuri și cu meciuri frumoase.